Da, Sobranie. Sobranie la bulgari. Stai că eu te gândeam acum. Cred că e vreo 27 de lei, 28 de lei la noi în țară aici. Adică nu mai știu. Eu înainte când fumam, eu fumam Sobranie. După aia mi s-au părut foarte tari. După care mi s-a părut prețul prea mare. Și după aia m-am dat pe Parlament. Și după aia m-am schimbat pe Winston Custer și după aia pe Marlboro, pe Marlboro, pe, în fine, pe Kent Mod. Dar, hai să le pachetul. Deci, Sobranie. Asta. Deci nu știu cum îi spune. Faza este că eu nu l-am luat, eu mi l-am primit. Bă, ce cadou de Crăciun, să mură. Fix cadou de Crăciun, a spus. Hai că-ți dau un cadou de Crăciun. Și mi-a dat patru pachete Sobranie și unul de Parlament. Stai că desfac, acum o desfac. Faza este că vezi că nu, vezi că are, practic n-are, nu-i din asta, cum îi spune, țigări din asta de contrabandă, da? N-are timbre din ale, da? Cu timbrele alea, ai văzut cum arată alea. Și cred că alea de la moldoveni, au mai fumat de la moldoveni, dar bă, nu cred că, cred că e spălătura de la butoi, frate, acolo. Adică ce rămâne, ce rămâne de la Kent sau de la alte țigări, ce rămâne cioturi din alea, le bagă la moldoveni și le facă aia mai ieftine. Da? Arată exact la fel. A, uite-l. 17 lei, frate. 17 lei. Mamă. 17 lei e mai ieftin și cu 5 lei decât Kent Mod, care și ăla, oarecum spunem, ieftin, că oricum e un sport scump fumatul ăsta. Eu am fumat Sobranii din ăsta, îs exact ca alea de la noi în țară. Ți-am zis, eu nu mai fumez, acum în primul rând, Sobranii de ăsta, nu mai fumez pentru că e scump. Dar nu mai știu cât e, 27 de lei, 28 de lei, 25 de lei, nu mai știu, chiar nu știu cât costă, dar e prea scump pentru mine. Și vezi că scrie aici în bulgarește, în ce limbă e asta, în alor, în, vezi că sunt numai cârligi pe aici. Hai, prinde, hai, așa. Aceeași chestie, aceeași treabă, singura fază mișto e că prețul. Hai, prețul bun, da? Ia să vedem. Hai, știi cum arată. Dar vezi, țigara arată exact ca la noi. Cred că n-au accizele mari, mă, ăștia, știi? Ce să prindă, frate? Cred că ăștia n-au accizele mari și mă gândesc și eu. Țară foarte săracă, știam, Bulgaria, îi ce că mai mare sărăcii ca la noi. Ce sărăcii la noi, frate, că dacă ești pe stradă, sunt numai BMW-uri. Numai mașini din astea să moare dacă nu ce mașini am văzut zilele astea pe aici. Și vezi că are timbru din asta, da? N-are din ăla de moldovean, de moldoveni, de contrabandă, da? Și acum hai să-ți explic așa un pic. Deci eu l-am primit cadou, că nu le-am așa. Nu le-am cumpărat eu. Ce cadou, băi, frate. Și ai voie 40 de pachete. Asta, nu o să mă duc eu acum, mă duc de aici din Iași, mă duc în Bulgaria, mă duc prin Constanța, în Bulgaria. Dar cine stă prin zona aia, de cap de vită. De căciulă, 40 de pachete de om. Ha, bă, că e bine. Hai că-s băieți de băieți să moră dacă nu. 40, cum se spune? 4 cartușe, 4 cartoane. 40 de pachete. Și dacă mergi 3, ai 120. Și acum la un cât ar veni? Vreo 6, cât vine la un ăsta? Vine 17 lei, vine vreo 200 și un pic de lei, da? La un cart, la un ăsta. Hai că mare economie, nu știu cât o faci. Știi? Asta e adevărul. Nu știu, doar dacă ai drum. Doar dacă ai drum pe acolo, merită, da? Să-ți iei. Din ce am văzut eu, din ce mi-a spus mie, dacă ești fumător și ești dispus să fumezi orice, numai să fumezi, Winston Nova? Da, Winston Nova, 13 lei, frate. 13 lei pachetul. Deci nu știu dacă mai avem. Plugarul, cred că e la noi 10 lei, 12 lei. Dacă ești fumător și ești dispus să fumezi orice și nu te doare căpățâna și important e să bagi fumuri în tine, îți iei Winston Nova, 13 lei pachetul, îți iei de acolo 40 de pachete și ești boss. Ești băiat de băiat. Mai ieși și doi băieți cu tine, dacă ești pe cașcaval și îți rezolvi treaba. Adică vii încărcat, da? Ți-am spus, eu am fumat astea și exact, știi, Sobranii, frate, au
sula asta aici, au gaura asta aici înăuntru, că au făcut după aia, dai seama, că prima, cred că primii care au venit au fost Parlamentul și după aia au venit Sobranii, după aia acum a venit Vot Kent Mod și tot așa. Dar la gust, îs exact ca la noi, pentru că eu fumam Sobranii, numai Sobranii din ăsta fumam înainte. Mi s-au părut după aia prea tari, după aia, după aia mi s-a părut și prețul prea mare, da? Și m-am coborât ca în viață, tot am coborât. Tot m-am dus, că nu mai am mult și mă duc la Plugar și gata. Mă duc și bag nasoale de acuși, da? Băi, cam asta-i. 17 lei, da? 17 lei. Bulgaria, cred că e 10 lei diferență aproximativ, nu față de la noi în România. Băi, îi, chiar îi, o diferență. Așa, 40 de pachete, de cap de vită. Și... ești mai ieftin, doar dacă ai drum pe acolo. N-ai rost să te duci tu din... Mă duc eu din ea și mă o să-mi iau 3 pachete țigări din Bulgaria. Dar o n-ai mis-o ei treabă. Da, asta-i. Mie nu e nicio diferență. Asta-i. Ne auzim, pa!